Pentru că lemnul de foc s-a scumpit foarte mult anul acesta, iar o căruță plină costă cel puțin 800 de lei, oamenii de la țară sunt forțați să găsească soluții. Mulți adună în această perioadă de pe câmpuri saci de coceni rămași în urma treieratului. Este o muncă grea, mai ales pentru cei în vârstă, însă numai așa vor putea să treacă de nopțile foarte reci. Maria Șandor are 4 copii și abia se descurcă, mai ales că soțul ei a suferit un accident și este imobilizat la pat. Principala sursă de încălzire a căsuței lor este soba, iar de când temperatura a scăzut sub 0, femeia este nevoită să facă focul. Cocenii de porumb sunt de bază. Punem 2-3 lemne la fiet în cameră și, într-adevăr, dă și căldură foarte bine. Se simte economia care o faceți? Da, se simte foarte mult. Aveți suficienți pentru iarna asta? Ciocălăi nu, trebuie să mă mai duc să mai strâng. Să mai trieră de acum, mai strângem, cât putem. Ca ea sunt mulți oameni la țară care adună în această perioadă coceni de pe câmp. Țin lemnele pentru iarna care nici n-a început. Sunt scumpe lemnele, de ce strângeți coceni, doamnă? Da, scumpe. Că sunt scumpe. Scumpe, au ajuns 18 milioane o mașină. Cu cocenii cât treceți din iarnă? Ei, dar nu strângem atâta chiar pentru toată iarna. Nu, strângem acolo un 20-30 de saci, mai punem și din astea, în loc de lemne. Pe o căruță de lemne dai 7-8 milioane. Și asta pe gratis. Cu mână de ciucălai așa, faci o căldură din casă, nu poți să stai. Dezavantajul este că ard mult mai repede ca lemnele. Din cele 8,5 milioane de locuințe din România, în jur de 3,5 milioane sunt dependente de lemne de foc pentru a se încălzi. Doar jumătate de țară este conectată la rețeaua de gaze naturale, deși România este al doilea cel mai mare producător din Uniune. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe PRO TV Plus.